ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Haită de lupi în apropierea Oneștiului. Daniel Soroiu candidează pentru funcția de primar al Cașinului. Conferință despre alimente și sănătate susținută de șef Dorina Burlacu. Fericire, minora de 16 ani, dată dispărută, a fost găsită de polițiștii băcăuani. Aceștia au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a elevei Dobrane și Ioana Alexandra, de 16 ani, din municipiul Bacău. Minora a plecat voluntar de la unitatea de cazare a unui liceu din municipiu și nu a mai revenit. Avertisment, haită de lup chiar în apropierea Oneștiului. Recent, Rom Silva a dezvăluit o serie de imagini cu o haită de lup surprinși într-o pădure gestionată de ocolul silvic Mănăstirea Cașin, din cadrul Direcției Silvice Bacău. Aceste imagini oferă o privire intimă asupra vieții lupilor în habitatul lor natural. Lupul este un carnivor social ce trăiește în haită și îndeplinește un rol crucial în menținerea echilibrului ecosistemelor naturale. Imagini frumoase cu o haită de lup într-o pădure administrată de ocolul silvic Mănăstirea Cașin din cadrul Direcției Silvice Bacău. Haita este formată din perechea conducătoare, masculul și femela alfa, precum și puii lor. Uneori pot apărea și alți rude ale acestor alfa. În fiecare haită există o ordine respectată, iar limbajul corpului exprimă poziția lupului în haită. Lupii au simțuri foarte dezvoltate, un miros deosebit de fin, auzul și văzul foarte dezvoltate, permițându-le să vâneze atât ziua cât și noaptea. Atacă în haită, bine coordonat, își dirijează prada în locuri în care acesta își pierde mobilitatea, unde este ucisă. Direcția Silvică Bacău administrează o suprafață de 194.544 de hectare, din care are 167 de hectare, 923, proprietatea publică a statului, iar 26.621 hectare, aflate în alte forme de proprietate, administrate pe baze contractuale, se arată în informarea Rom Silva. La mijlocul lunii martie, la Mănăstirea Cașin, a avut loc lansarea candidaturii lui Daniel Soroiu pentru funcția de primar al comunei Cașin. La eveniment a fost prezent președintele PNL Bacău Mircea Fechet, președintele PNL Onești Elena Pașcu Păvăloaie, subprefectul județului Bacău Narcis Șitaru, dar și mulți alții. Este o bucurie să fiu prezent din nou într-un loc special aici la Mănăstirea Cașin, când nu de mult, sunt 3 ani și jumătate, de cât am investit un nou primar pe această vale a Cașinului, pe doamna primar Adriana Enache. Și cred că dumneavoastră, cei de la Mănăstirea de la Cașin, când îl aveați primar pe domnul Soroiu, vă propuneați, să spunem, ca și dorință, să aveți un vecin, tot un primar liberal. Din păcate, istoria nu prea ne-a ajutat, s-a făcut un schimb la acel moment. Acum, asta e situația, dar cu siguranță faptul că ați venit într-un număr atât de mare astăzi aici, vă doriți, în continuare, ce v-ați dorit și atunci, cele două comune să fie cu adevărat una și aceeași, în aceeași echipă, echipa Partidului Național Liberal. Aș vrea doar atât să-i transmit domnului primar că atunci să voi fi și eu și colegul meu, Gabriel Lupu, în postura de subprefecți, le vom fi alături întregii echipe de la primăria din Cașin și mai ales domnului primar. Și din punct de vedere politic, așa cum se vede, suntem o echipă mai tânără. Învățăm și noi de la toată lumea. Înseamnă astăzi să lucrez în primul rând în echipă și de la cei cu experiență, cum este Claudiu, cum este doamna primar și mai ales domnul președinte Mircea Fechet, să învățăm ceea ce e important. Că locul nostru nu este în altă parte, ci în Partidul Național Liberal. Și doar împreună putem să aducem rezultatele cele mai frumoase, care astăzi, iată, se află la tot pasul, acolo unde sunt primar liberal, și să dea Dumnezeu ca împreună să facem lucruri foarte bune. Și, bineînțeles, să ieșim la vot, să votăm din nou primarul pe care l-am, cum să spun, i-am dat o mică pauză, ca să-și refacă puterea. Felicitări tuturor și domn primar, mult succes! Mi-aș dori așa, ca plecând de la Mănăstirea Cașin, unde avem deja primar liberal, astăzi facem lansarea candidaturii lui Daniel și sunt convinsă că va fi a doua primărie liberală de pe Valea Cașinului,
și mi-ar plăcea să terminăm Poneștiul ca să fie complet această ecuație. Ne ajută Dumnezeu și ne ducem și în partea cealaltă pe Ștefan cel Mare și Căiuți și poate reușim în zonă să îngălbenim un piculeț trendul. Cred că atât Mănăstirea Cașin, cât și Oneștiul, cât și Cașinul au nevoie de administrații liberale. Eu văd la mănăstire că după 4 ani de administrație liberală se vede diferența. Sunt convinsă că împreună vom reuși să schimbăm lucrurile. Din solidaritate pentru tot ceea ce înseamnă familie liberală, sunt astăzi alături de Daniel și de echipa lui. Mi-ar plăcea ca fiecare dintre noi să se solidarizeze atât pe Mănăstirea Cașin, cât și pe Cașin, cât și pe Onești. Important este ca toți cei care candidează și toate echipele lor să-și facă campanie. Suntem localități foarte apropiate una de cealaltă. Cu toții avem cunoștințe, prieteni. În Cașin, în Mănăstirea Cașin, în Onești. E foarte important în următoarea perioadă să ne susținem unii pe ceilalți. Eu sunt cu tot sufletul alături de Daniel. Adrianei am fost de la început și îi voi fi în continuare. Și mi-ar plăcea ca pe 9 iunie la ora 12 noaptea să ne putem bucura de rezultatul muncii noastre și ca peste câțiva ani de zile să vedeți cât de înfloritoare o să fie această zonă și cât de frumos se vor dezvolta comunitățile în care trăim. Mulțumesc! Iată că astăzi am venit în localitatea dumneavoastră. Cu părere de rău spun și mulțumesc, doamne primar, că ne găzduiește, dar spun cu părere de rău, deoarece Comuna Cașin are 2 cămine culturale. Dar, din păcate, niciunul funcțional. Și asta datorită incompetenței primarului care conduce acum Comuna Cașin. De ce spun incompetență? Căminul cultural de la Cașin, proiectul a fost demarat în 2020 de administrația liberală, de către noi, domnul secretar de Aștie, că de domnule a făcut la București, la Ministerul Dezvoltării și la Compania Națională de Investiții, și nici acum nu a fost terminat. El trebuia să fie terminat de 2 ani de zile. Mai mult de atât, căminul la poliția este închis datorită instituției, au apărut niște litigi, create tot de la actualul primar. Dacă a făcut ceva pentru Comuna Cașin, actual primar, a făcut un mare rău. A păgubit bugetul local cu suma de 13 miliarde și jumătate, bani foarte mulți pentru localitatea noastră, făcând niște plăți constructorului de la Căminul Curița, fără care trebuie să le facă, deci niște plăți în plus. În ședințele Consiliului Local, i-am adus la cunoștință să nu facă acele plăți, m-am opus, chiar le-am implorat, i-am rugat, nu faceți aceste plăți, fiindcă nu mai sunt de dat bani construcțiului de acolo. Motivând, nu a ascultat și împreună cu consilierii lui au aprobat și au dat acești bani. Această sumă a fost constatată că a dată nelegal și în plus de Camera de Conturi Bacău, luna noiembrie anul trecut. Ce are de făcut actual primar? Să recupereze banii până la 1 iunie. Vă spun că îmi doresc să recupereze acești bani, voi lupta pentru acești bani, să vină înapoi în bugetul local, că sunt banii cășunerilor, nu sunt banii primarului, nici a Consiliului Local, sunt banii cășunerilor. Nu o să merg recupereze, că cu siguranță cel care i-a luat, înapoi nu-i va mai da. Asta a făcut primarul actual al Comunei Cașin, binele în ghilimele locuitorului. În afară de asta, are un comportament foarte ciudat, amenință consătenii, cei care îmi dau mie un like, un Facebook sau un comentariu sau vorbesc cu mine și le vedeți, îi amenință. Imediat îi sună, îi amenință în privat, nu aveți treabă cu un soroci. Dacă l-aș califica pe acest om, i-aș da 2 premii. 1. Primarul de Facebook și cel mai mare mincinos în Comuna Cașin. Domnul profesor, nu v-am mințit niciodată. Și nici nu o să vă mint, că așa mi-este caracterul. Chiar câteodată în viață pierzi când spui adevărul, că unora nu ne convine, dar nu pot să mă schimb, că așa sunt născut și crescut. În perioada când a fost primar, perioada 2012-2020, am făcut lucruri bune cu Comuna Cașin și s-a văzut proiecte frumoase, proiecte durabile, proiecte făcute, marea majoritate, din fonduri externe, adică din fonduri guvernamentale și fonduri europene. Am reușit să aduc fonduri europene în Comuna Cașin 2 milioane de euro, ceea ce nici
actual primar, care a fost primar înaintea mea, în perioada 2008-2012, n-a fost în stare să aducă un fond în Comuna Caști. A lucrat ce a fost în buget local și pe aia i-a lucrat destul cu banii, i-a cheltuit fără de folos, să zic așa, și comunitatea a avut de suferit. Ce să vă spun? În iunie, pe nou, împreună cu dumneavoastră, vom câștiga. Vom câștiga primăria Cașin cu ajutorul dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu pot face nimic. Vom face proiecte, vă promit că vom face proiecte durabile și viabile pentru comunitate împreună. Voi rămâne același om deschis la toate problemele comunității pe care, la care le vom găsi soluții împreună cu dumneavoastră. Voi rezolva problemele personale a fiecăruia, atât cât ele țin de administrație publică locală. Dacă sunt probleme de altă natură, acolo sunt alte organisme, alte instituții care poate să le rezolve. Cât a fost primar, proiecte frumoase au fost pe educație, sănătate, am avut grijă de toate sectoarele, pe linie de sport, pe cultură. În Comuna Caș, în ultimii 3 ani jumătate, ca atât sunt în noiembrie 2020, a fost secetă. În ghilimele, secetă de cultură, secetă de investiții, secetă de viață, deci cășunenii nu mai sunt cei care erau acum 4 ani. Băcat. Erau veseli, oamenii veneau deschis în primărie, ușa era doar deschisă, veneau la mine în birou, în birou fără teamă. Acum nici nu trebuie să intre în birou actual primar, stau cu căciula mână la ușă. Dacă invită să intre, invită, dacă nu, nu. Actual primar nu le permite oamenilor părerea lor. Dragi cășuneni, să nu vă fie frică de el, deoarece primarul nu este stăpânul vostru. Primarul este în slujba cetățeanului, deoarece este ales. Am scăpat de perioada comunistă când primarul era pus de partid. Acum nu, este alesul dumneavoastră și el trebuie să fie slujba dumneavoastră și nu invers. Nu are ce să facă un primar cât timp dumneavoastră de oameni gospodari, oamenii care fac chități, dă la primărie, ce poate să facă cu el? Este efemeră această funcție, este efemeră. O dată și doată va pleca. Și va pleca drumul ușor, lucros la istorie comunicat și vă spun, la ceea cum s-a comportat și a făcut cu comunitatea lui. Ați văzut dumneavoastră că a fi un bun primar trebuie să fie, în primul rând, familist. Să ai familie, să ai copii. Acel bărbat sau femeie care are o familie, are copii, are și responsabilități. Cel care nu ajunge aproape până la vârstă 50 de ani, să nu aibă o familie, nu are copii, ce responsabilități aibă primarul de Cașin? Niciuna. Niciuna. Eu mă lupt pentru Comuna Cașin, împreună cu dumneavoastră să facem lucruri frumoase, după ce avem copii. Copiii noștri, chiar dacă vor pleca, poate alții în altă parte, să vină cu drag acasă în Cașin, să aibă toate condițiile care trebuie să le aibă la anii care trebuie. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și cu siguranță vom câștiga legile și așa să ne ajute Dumnezeu. E o zi extrem de importantă pentru el și pentru noi. Încep prin a mulțumi gazdei noastre, încep prin a le mulțumi colegilor care au venit de la Bacău, de la Onești sau de la Comănești, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor, pentru că, deși duminică, deși probabil că ați fi putut fi acasă alături de familie sau să ne bucurăm de vremea frumoasă de afară, ați ales să fiți în sânul Partidului Național Liberal, ați ales să fiți alături de domnul viitor primar și fost primar Soroiu, pentru această frumoasă întâlnire, acest eveniment, în care, așa cum spunem, noi lansăm candidatul la primărie. E adevărat că mi-aș fi dorit să ne fi aflat în Comuna Cașin astăzi. Dar așa cum spunea Daniel mai devreme, dita mai comună, în coasta Oneștiului. Să n-ai o sală frumoasă, nu pentru noi, dar poate ar fi fost niște copii să facă o serbare, să facă un eveniment artistic, o piesă de teatru, o întâlnire oarecare, nu neapărat de partid, dar dita mai comună și n-ai unde să te întâlnești. Și noroc că am avut la cine să apelăm, și îi mulțumesc încă o dată doamnei primar Adriana Ionache, nu doar pentru că ne-a găzduit astăzi aici,
Dar îi mulțumesc în calitate de membru al Guvernului României, în calitate de deputat și în calitate de coleg de partid. Îi mulțumesc pentru ceea ce face în fiecare zi în Mănăstirea Cașin și îi mulțumesc pentru că reprezintă în continuare o veritabilă sursă de inspirație, atât pentru colegii din jur, dar și pentru mine la Bacău. Și să-i spun că ne mândrim cu ea, că o pomenim aproape zilnic și că este un bun exemplu de administrație liberală. Însă, azi nu despre ea discutăm. Pentru că am avut și o să avem, slavă Domnului, în următorii ani, nenumărate ocazii să discutăm despre ea. Astăzi discutăm despre Daniel. Pentru că avantajul de a fi într-un partid mare, precum Partidul Național Liberal, este acela că suntem încărcați cu istorie. Suntem încărcați cu lucrurile mai bune și mai puțin bune care s-au întâmplat în ultimii ani. Iar dacă ne referim la Comuna Cașin, probabil că nu strică să privim în trecut, să privim la lucrurile pe care poate am fi putut să le facem mai bine. Să privim la greșelile pe care le-am făcut și, bineînțeles, că așa cum le spun și copiilor mei, doi dintre ei îi am cu mine astăzi aici, pentru că mai petrecem timp împreună. Sunt 7 zile pe săptămână plecat și profit de aceste întâlniri pe care le avem să mai stăm de vorbă în mașină și așa cum le spun și lor, nu contează că uneori greșești, este foarte importantă lecția pe care o primești de fiecare dată. Și este foarte important ce anume înveți atunci când se întâmplă lucruri pe care nu te așteptai să le trăiești. Iar la Comuna Cașin, din păcate, pentru mine a fost un șoc. Am pierdut primăria în 2020 și ne-am întrebat de atât de multe ori ce s-a întâmplat, unde am greșit, pentru că, slavă Domnului, Daniel a avut proiecte pentru comună cât au avut toți ceilalți la un loc. Numai eu știu de câte ori am discutat cu Iluminatul Public, cu investițiile pe Compania Națională de Investiții, cu investițiile pe care le aveam pe por și pe ce mai... nenumărate lucruri pentru comunitatea respectivă și totuși asta e funcția democrației până la urmă. Poate dintr-un moment de neatenție, poate dintr-o comunicare care ar fi putut fi îmbunătățită, la diferență de câteva voturi, să nu cumva să își imagineze cineva că a fost tragic, la câteva voturi pe care sunt convins că astăzi, când discutăm, le-am recuperat deja, am pierdut acea primărie. Și venind încoace și uitându-mă la frumusețea acestor locuri, aproape nu-mi imaginez cum ar putea alt partid decât Partidul Național Liberal, fără să cred eu că partidul nostru este neapărat mult mai bun decât celelalte partide, deși este, dar cum ar putea altcineva să conducă oastea de comun? Pentru că dacă mergi în stânga Siretului, dacă vezi sărăcia lucii care e acolo, acolo aproape de înțeles. Oamenii ăia dependenți 100% de primar. Oamenii ăia dependenți 100% de ajutorul social. Oamenii ăia dependenți 100% de o formă de asistență, care ar fi ea, s-ar putea să se regăsească mai ușor la alte partide. Dar aici, cu oameni atât de bine așezați, cu comunități atât de prospere, este din neiertat să nu câștigăm, să nu recâștigăm primăria Comunei Cașin. Iar din acest motiv, vă spun și dumneavoastră, îi spun și lui Daniel, că dacă n-om avea cămin cultural, ne-om întâlni pe stradă. Dacă n-om găsi o sală, mergem în fața primăriei. Dacă nu ne primește la primărie,
vom merge stradă cu stradă, vom merge în fiecare sat, vom discuta cu oamenii și le vom spune ce am făcut și ce ne propunem să facem în continuare. Voi fi cel mai probabil într-o echipă, pentru că eu propun să candidez la președinția Consiliului Județean, iar performanța mea la Consiliul Județean nu va fi altceva decât suma performanțelor pe care fiecare comună, fiecare oraș, fiecare municipiu va avea. Pentru că la Mănăstirea Cașin am fost de câteva ore pe aici. Probabil de cel puțin 10 ore am reușit să ajung. Nu știu dacă e mult sau puțin, mereu e loc de mai bine, dar în continuare, dacă cineva o să mă voteze pe mine în Mănăstirea Cașin, o să mă voteze pentru că o să o voteze pe doamna primar Ienache și probabil și pe mine în calitate de coleg al dânsei. La fel cum la Cașin, sunt convins că toți cei care vor pune ștampila și îl vor vota pe Daniel la funcția de primar, vor vota și candidații PNL-ului la Consiliul Local, la Consiliul Județean și cu voia dumneavoastră și pe mine la președinția Consiliului Județean. Și închei spunând că nu-i doar despre a câștiga alegerile. E adevărat, e tragic când le pierzi, e frumos când câștigi o primărie. Și exemplul Adrianei e unul elocvent în situația asta. Dar nu vorbim numai despre asta. A început Claudiu să povestească puțin despre performanța primarilor Partidului Național Liberal. Și probabil că nu v-a spus că la noi ședințele nu încep așa cum încep de obicei, cu multă politică, multă gargară. Punctul 1 pe ordinea de zi, mereu la o ședință de partid, se referă la proiectele pe care aleșii locali le-au făcut pentru comunitate. De asta toți primarii sunt invitați la ședințele noastre de birou politic județean. Nu mi se miră că procedăm de maniera asta, dar este important pentru mine să știu, este important și pentru ei să afle, pentru că atunci când numărăm performanța noastră a partidului, ne raportăm nu doar la câți primari avem, nu doar la câți viceprimari sau la câți consilieri locali sau județeni avem, dar ne raportăm aproape întotdeauna la numărul de proiecte, dacă se poate cu finanțare europeană, dacă se poate din PNRR sau din orice alte surse, pentru că investițiile înseamnă nu doar bunăstare și o viață mai bună pentru cetățeni. Investițiile într-o comună înseamnă locuri de muncă, înseamnă TVA care se plătește acolo, înseamnă firme care vin și își desfășoară activitatea. Și când aud că 26 de primari PNL au proiecte finanțate din fonduri europene, mai multe decât 67 de primari PSD, nu pot decât să fiu mândru de mine și de colegii mei și nu pot decât să sper că acest număr mic, e adevărat, de 26 pe care îl avem azi, odată mărit, odată sporit, odată multiplicat, va însemna la fel de bine o viață mai bună pentru cetățenii acestui județ. Duminică 10 martie la Biblioteca orașului Comănești a avut loc o conferință despre sănătate și alimente, susținută de către șef Dorina Burlacu. Șef Dorina Burlacu, originară din Brusturoasa Bacău, dar stabilită de peste 30 de ani în Italia, a primit medalia de aur pentru carieră în cadrul evenimentului anual organizat de Asociația Bucătarilor Italieni, Asociazione Italia Cuochi, Cittadella della Gusto din Florența. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 21 martie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 13 grade Celsius. Sunt posibile averse dimineața, iar minima pe timpul nopții scade până la 4 grade Celsius.
Vineri 22 martie, vremea se răcește ușor, cerul va fi în cea mai mare parte noros. Maxima zilei nu trece de 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Sâmbătă 23 martie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 14 grade Celsius. Sunt posibile în prima parte a zilei să apară averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.